Salut, acesta este pachetul Tragic Royalty. Când am văzut acest pachet pe internet, am zis că trebuie neapărat să-l cumpăr, deoarece arată foarte frumos. Are culori frumoase, roșu, negru, se potrivesc perfect, gri. Însă, țin să vă spun că are un defect, alunecă mai prost decât un pachet obișnuit bicycle, nu știu de ce. Vă arăt imediat cu un pachet normal și cu acest pachet apoi. Avem sus două cărți publicitare Bicycle, Jokerul cu garanția, Jokerul. Observați că aceste cărți sunt gri, nu sunt albe. Asul de inimă neagră așa arată. Restul cărților au niște mici schimbări. Să observăm și la inimă neagră și la romb, la treflă și la inimă roșie. Iar bineînțeles, picture cards-urile știți și voi cum sunt la acest pachet, au fețe amuzante. De aceea pachetul se numește Tragic Royalty. Uitați. Deci, designul cărților este absolut foarte frumos. Este superb. L-aș recomanda pentru colecționare. Așa arată pe spate pachetul. Superb. Însă, haideți să vă arăt cu un pachet obișnuit cum ies fenurile, iar apoi cu acest pachet. Așa am ies cu un pachet metallic silver, iar cu acest pachet așa ies. Am mai auzit că alunecă prost, dar nu credeam, le-am cumpărat și m-am convins. Însă dacă vă obișnuiți cu el, poate, cine știe, vă iese. Uitați, se vede nasol. Da, deci este un pachet foarte frumos pentru colecționari. Dacă vreți să vă luați pentru trucuri, nu vi-l recomand. Tot mai bine faceți trucuri cu cărți clasice. Acesta a fost review-ul pachetului.